Ambele clubi zălău începe seria jocurilor oficiale pe teren propriu din acest an, împotriva celei mai bune formații din Liga Națională. Jucătoarele lui Tadić se vor duela mâine, începând cu ora 18:30 de minute, cu CSM București, câștigătoarea Ligii Campionilor din urmă cu două sezoane. Meci de gală mâine după amiază în sala sporturilor Gheorghe Tadić din Zalău. Jucătoarele antrenate de Gheorghe Tadić vor primi vizita echipei CSM București, câștigătoarea ultimelor trei ediții din Liga Națională și formația care a câștigat în 2016 și Liga Campionilor. Cu 11 jucătoare străine în lot, plus cea mai bună handbalistă din România, Cristina Niagu, dar și alte câteva jucătoare din România cu mare experiență, CSM București are și în acest an de departe prima șansă la câștigarea campionatului în România. Obiectivul principal al tigroaicelor este de a cuceri în acest an un nou trofeu al Ligii Campionilor. CSM București a susținut primul meci oficial din acest an vineri în optimile de finală ale Cupei României, învingând cu scorul de 34-19 HCM Slobozia. Partida ar fi trebuit să se desfășoare în 17 februarie, dar formația din capitală va fi angrenată în acea perioadă în Liga Campionilor, urmând să susțină meciurile din grupele principale. Și echipa Zălăuană a susținut un joc oficial în acest an, pierzând duminică cu scorul de 23-28 pe terenul norvegien celor de la Lavric, într-un meci din grupele Cupei EHF. Gheorghe Tadić a precizat înaintea jocului de mâine că obiectivul echipei în acest meci este de a se ridica la nivelul adversarelor. Partida dintre HC Zalău și CSM București este programată la ora 18:30 de minute în sala sporturilor Gheorghe Tadić. Partida va fi oficiată de vâlceanul Alexandru Nițișor și de bucureșteanul Alin Stamatoiu. Observator din partea Federației Române de Handbal a fost delegat maramureșanul Zamfir Mesaroș.